Interlopi. Rămânem și azi la același subiect. Îi vom cunoaște pe toți din toată țara. Dacă data trecută am văzut clanurile care dirigează Craiova, acum sărim până la Arad, unde jurnaliștii de la Ziar de Arad au publicat povestea răilor de la ei. Orașul din vest nu duce lipsă de viața subterană, de lumea întunecată, de interlopi. Băieții au început ușor, de jos, cu banalul joc de alba-neagra cu furturi, până au ajuns la trafic de copii și crime. Așa au reușit să-și facă numele auzit. Aradul pare însă, spre deosebire de alte orașe ale țării, mai ferit totuși. Aici ar exista un singur clan, clanul Împăratul. Condus de Uțu Rohozneanu. La începutul anilor 2000, acesta avea în subordine nici mai mult, nici mai puțin de 28 de oameni care îi duceau la capăt planurile murdare. În 2010, toți cei 28 au fost condamnați la închisoare cu pedepse între 5 și 12 ani, pentru șantaj, tâlhărie sau tentative de omor calificat. Tot atunci a fost reținut și Uțu Rohozneanu. Deschide poliția! Deschide! Deschide că-ți facem ușa! După 7 ani, împăratul Uțu Rohozneanu a fost eliberat. Haideți să urmărim împreună momentul în care capul grupării, Uțu Rohozneanu, a ieșit din închisoare. Două cuvinte de la regele Arădealului, să ne spună cum este cu ieșirea asta. Minunată, minunată! Dacă alții s-ar fi bucurat de libertate și ar fi încercat să nu mai calce legea în picioare, se pare că lui libertatea nu i-a prea plăcut și după doar 6 luni a fost reținut în orașul suedez Malmö. De această dată pentru trafic de droguri. A fost încarcerat din nou, apoi a venit iar ziua când a scăpat de după gratii. Nici mâna lui dreaptă, Adrian Topa, zis Arba, care a fost eliberat anul trecut, nu a stat prea mult în libertate, căci după ceva timp a fost prins tot cu droguri în Londra și a intrat din nou la răcoare. Florin Moldovan, și Ovidiu Răchită, sunt alți doi membri ai grupării Împăratul. S-au ocupat de treburi și mai murdare. Împreună l-au ucis pe Traian Trifa, fiul unui judecător din Arad. Băiatul avea doar 20 de ani. Interlopul Florin Moldovan a încercat să fugă. A fost prins de polițiștii din Spania. După un deceniu, cei doi criminali au fost condamnați la 10 ani de închisoare cu executare. Toți membrii grupării au mâncat închisoare pe pâine pentru faptele pe care le-au comis, dar nu am terminat cu ei. Mai sunt câțiva. Ioan Fizidian, este tot un membru al clanului Împăratul, care a încasat în urmă cu 11 ani, 25 de ani și 6 luni de închisoare pentru înșelătorie, cămătărie și violență, dar a reușit să iasă din penitenciar fără să-și ducă la capăt sentința. A fost eliberat după 8 ani pentru că a salvat viața unui alt deținut care își înghițise limba. După doar câteva luni în libertate, a fost însă din nou condamnat. De data asta la 4 ani de închisoare pentru trafic de minori și încă un an și jumătate pentru trafic de droguri. În total, pedeapsa finală decisă de judecător a fost de 4 ani și 6 luni în regim de detenție. A
Ați văzut și ați auzit numele celor mai de temut interlop din lumea subterană a Aradului. Nume care au în spate ani buni de închisoare, nume care au bântuit gândurile oamenilor de rând și care s-au făcut cunoscuți prin cel mai negru mod posibil. Continuăm și zilele următoare cu alte clanuri de prin țară.